Dacă simți că ai fost aruncat într-o lume scăldată de întrebări ce nu-și găsesc răspuns, dacă simți că lucrurile au început să meargă prost și ai căutat ceva sau pe cineva pe care să arunci vina, pune punct și ia-o de la capăt. Tot mai multe voci spun că e nevoie de schimbare. În învățământ, sănătate, politică, turism, despre speranțele românilor vorbim la Unirea FM. În fiecare zi de luni, după știrile orei 12, ascultați declarații în exclusivitate, dezbateri incitante la emisiunea Punct și de la capăt. Bun găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă emisiune sportivă aici la Radio Unire FM. Ne puteți asculta pe 107.2. Bineînțeles, puteți urmări emisiunea și pe pagina de Facebook Radio Unire FM. Eu sunt Tudor Stan și așa cum v-am obișnuit, începem săptămâna cu un subiect de sport. Alături de mine este Alexandru Vodă, președintele Comisiei Județene Arbitrilor Alba și, bineînțeles, arbitru divizionar la Liga 1, arbitru asistent. Bună ziua, bine te-am găsit, Alex! Bună ziua, Tudor! Bună ziua tuturor ascultătorilor și bine te-am găsit! Mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația. Am început așa în forță sezonul cu multe meciuri la Liga 4, la Liga 5. Încep încet și competițiile de juniori. Care este activitatea Comisiei Județene de Arbitri Alba în această a doua jumătate a sezonului? Da, așa e, au început competițiile atât la nivel de senior cât și la nivel de juniori. Încă din sfârșitul turului, ediției de campionat 2017-2018, s-au anunțat sau, dacă spun așa, s-au concretizat, creionat puțin locurile în clasament în așa fel încât să ajungem la concluzia că este o ediție de campionat echilibrată și aici vorbesc atât la Liga 4 cât și la Liga 5 și în special campionatele de junior, unde putem aminti în special cele de A1, unde sunt etapele finale din campionatul regular urmând play-off-ul și play-out-ul, de asemenea cu jocuri bune, jocuri echilibrate. Bineînțeles că activitatea noastră s-a derulat cu o perioadă precompetițională, perioadă în care, bineînțeles, am organizat cursul de iarnă pentru arbitri și pentru observatori. Dacă pot să dezvolt puțin subiectul acesta, am avut plăcerea și onoarea, bineînțeles, de a avea la acest curs invitați de marcă, în sensul că ne-au ajutat, ne-au sprijinit ca și lectori. I-am avut pe colegii noștri de la Cluj, Horațiu Feșnic, arbitru FIFA, Alex Cerei, arbitru asistent FIFA și, bineînțeles, pe Dan Monea, care este și component al Comisiei Județene, el fiind instructor fitness UEFA și instructor cu arbitri și arbitri asistenți la toate loturile superioare aparținătoare de Comisia Centrală a Arbitrilor. Ne-au sprijinit cu sfaturi, cu teme raportate la tot ceea ce înseamnă ABC-ul arbitrajului, pentru că marea masa noastră a arbitrilor, a colegilor noștri, sunt tineri și foarte tineri. Tu ești arbitru de Liga 1, dar cât de mult contează să aduci astfel de oameni în fața tinerilor arbitri, pentru că este destul de scăzută media de vârstă la nivelul județului. E scăzută și, sincer, feedback-ul a fost foarte pozitiv, în sensul că au fost foarte entuziasmați, în primul rând, de prezența lor, pentru că marea majoritate a arbitrilor i-au văzut doar la televizor, la jocurile de Liga 1 sau în anumite emisiuni. Chiar discutam cu băieții că inclusiv la Cluj au participat la genul ăsta de emisiuni. Asta unul la mână, doi la mână, prin modul lor de a conversa, pentru că de asemenea și ei fac parte din, cu ghilimele de rigoare, valul tânăr al arbitrilor, până în vârsta sau în jurul vârstei de 30 de ani și de asemenea prin prezența lor la cursul nostru au reușit să împărtășească, știu eu, chiar în pofida vârstei fragede, știm cu toții că atât Horațiu cât și Alex Cerei au arbitrat jocuri importante, inclusiv un Steaua Dinamo, derby clasic al țării.
împărtășind experiențe și primind și diverse întrebări. Cum a fost? Cum s-a simțit? Chestii de genul acesta. Pe ce număr se bazează acum Comisia Județeană de Arbitri, Alba? Care este? Ai o cifră exactă? În momentul acesta avem 98 de arbitri activi. Asta după realizarea cursului de iarnă, dintre care avem 6 în lotul divizionar, numărându-mă și pe mine printre ei. Deci cu tine 7. Sau Vasi Rodina nu mai e. Aici am omis o paranteză. Vasile Rodina, și pe această cale chiar vreau să-i mulțumesc, uite, asta e o știre în premieră, s-a mutat cu serviciu de aproximativ 2 ani de zile, el lucrând, fiind polițist, lucrând în cadrul MAI, s-a mutat cu serviciu la Cluj-Napoca, a făcut eforturi mari, aproape în fiecare săptămână să-și suporte singur cheltuiala transportului, până la granița cu județul Alba, așa cum prevede regulamentul AJF, respectiv CJ Alba. I-a fost foarte greu, urmează să și facă pasul spre a-și întemeia o familie și atunci vă dați seama că e foarte dificil. Nu mai ai atâta timp liber disponibil și din luna februarie a înaintat o cerere, o solicitare de transfer și, bineînțeles, că, așa, mai cu nod în gât, sincer, sau cu tot subiectivismul, am acceptat-o, înțelegând situația, dar asta este și pe această cale, chiar vreau să-i mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ne l-a acordat în această perioadă. Din punctul meu de vedere, fotbalul din Alba a pierdut un central bun. Da, așa e. Observatori? Observatori avem în jur de 25, incluzând aici și cei care fac parte din lotul divizional, dacă putem să-i spunem, inclusiv cu președintele AJF, Cristi Petropoulos, care de curând a fost și observator la cel de-al patrulea sfert de finală al Cupei României, la Botoșani cu Iași. Continuând cu Dan Monea, bineînțeles, care este observator la Liga a doua, mai departe cu Alexandru Rojnai, care este observator de arbitri la Liga a treia și totodată responsabil din partea AJF pentru corpul de observatori în gestionarea lor. Merg mai departe cu Mihai Țăra, care este și secretarul AJF Alba, care este observator de joc la nivelul Ligii a treia, precum și cei doi lupi, Virgil de la Iud și Cătălin Pașcanu de la Cugir, de asemenea ambii observatori de joc la Liga a treia. Sper că n-am omis pe nimeni, îmi cer scuze dacă... Cum ai cataloga acest număr? Au mai scăzut puțin. Da, este în scădere, raportându-ne cu anii trecuți, însă ce mă bucură este faptul că s-a întinerit și cu încă o treaptă lotul de arbitri, pentru că în toamna anului trecut am reușit să constituim o subcomisie, mai exact, la Cugir, unde sunt aproximativ 15 membri. Erau și doi băieți care aparțineau de Alba Iulia, fiind din Cugir, însă au optat pentru subcomisia Cugir și în total sunt undeva în jurul cifrei de 15 sau 16 membri. Toți tineri, toți jucători activi, 16-17 ani maxim, avem și de 15 ani. Se mișcă treaba, plus că avem acum chiar la o perioadă premergătoare cursului de iarnă, am avut câteva întâlniri, ședințe de pregătire cu arbitrii cursanți, unde de asemenea au absolvit un număr de 11. Dar totuși pierdem puțin pe cealaltă parte, în sensul că este o activitate, este un hobby, la fel cum fotbalul este amator și arbitrajul este la nivelul amator, și apar diferite incompatibilități, în sensul că sunt unii care pleacă la școli de poliție și așa mai departe, sunt unii care nu le mai permite timpul, sunt unii care, jobul nu le mai permite și așa mai departe. Și atunci tot timpul trebuie să ne dedicăm
destul de mare parte din timp și pentru să ne înclinăm spre cei tineri și spre atragerea lor înspre arbitraj, pentru că tot timpul lotul trebuie renoit. În același sens am și văzut reactivări. Vasile Costin, care s-a retras pentru o perioadă, Florin Hanca de la Iud. Da, așa e. Oamenii, în general, spun eu, cei care îmbrățișează acest fenomen, inclusiv arbitrajul, este ca un, știu eu, drog, dacă îmi permiți acest cuvânt, în sensul că odată intrat în sânge e greu să te mai lași. Bineînțeles că apar anumite perioade în viață când simți nevoia poate și de o pauză, dar eu chiar mă bucur că ei încă țin aproape de noi, pentru că experiența lor garantat ne poate ajuta, pentru că acești tineri nu pot să crească, nu pot să evolueze altfel fără experiența celorlalți din jur. Așa este. Știi ce, sunt eu curios și sunt sigur că și cei care ne ascultă, care este procesul de delegare? Am văzut că munciți mult, veneam pe la AJF înainte de 2-3 zile de etape. Da, procesul de delegare, dacă pornești așa, în principiu cam lunea, în sensul că primul pas este primirea rapoartelor cu etapa anterioară. În sensul că se face o analiză asupra celor care au arbitrat în etapa anterioară, Liga 4-a, Liga 5-a, se face o analiză tuturor arbitrilor și în funcție de prestațiile lor, precum și de modul lor de evoluție, începem să creionăm delegările raportate, bineînțeles, și la importanța jocurilor. Asta ar fi un criteriu, pe urmă ar mai fi un alt criteriu, bineînțeles, disponibilitatea lor, pentru că apar situații când sunt zile în care sunt indisponibili, iar un alt criteriu este delegarea arbitrilor mai cu experiență, în special celor din loturile divizionare, precum și celor care arbitrează la jocurile de republicani, unde delegările se afișează, știu eu, ziua de miercuri, în așa fel încât să vedem ce și când avem disponibil pentru jocurile din etapa următoare. Însă pot spune că primează în urma analizei cei care sunt apți și cei care sunt în forma maximă pentru o eventuală delegare, cum îi spunem noi. Este bine, într-un fel, din punctul meu de vedere, că ați scăpat de acel criteriu de distanță. Pentru că acum aceeași sumă este pe indiferent de distanța pe care o parcurge arbitru. Da, e un aspect pozitiv, spunem noi, atât introducerea PFA-urilor, cât și eliminarea acestui aspect, distanța, transportul, pentru că era o încărcătură, cel puțin din punct de vedere psihic, pentru echipa gazdă. Pentru că, într-adevăr, așa cum și echipele sunt răsfirate aproape în tot județul, bineînțeles că și arbitrii sunt din tot județul și încercam pe cât posibil să delegăm arbitrii din zone apropiate. Se întâmpla odată la un anumit număr de etape să delegăm și din zone mai îndepărtate, dar acum, foarte bine ai spus, am eliminat din start acest aspect și poate să vină de oriunde. Cum a fost această trecere la, eu știu, pe documentația PFA-ului? Știu că ați avut puțin de muncă. Da, recunosc că am avut, a trebuit să duce puțin muncă de lămurire, în primul și în primul rând cu membrii afiliați, să le explicăm situația legală în care arbitrii își mai pot desfășura activitatea. Asta a fost pe de o parte. Pe de altă parte, a trebuit să ducem și o muncă de lămurire cu arbitrii și observatori. Pentru că, așa cum știm cu toții, PFA-ul instituit este ca o firmă și necesită o responsabilitate, o răspundere foarte mare, atât din punct de vedere juridic, cât și fiscal, pentru că orice lucru nedeclarat sau orice lucru știu eu, care se greșește în documentație, în întocmirea actelor, pot să aibă repercursiuni. Mă bucur că au răspuns pozitiv
90%, având și exemplu la nivel superior, începând de la Liga 3 până la Liga 1, unde aceasta este singura modalitate de plată. Au răspuns pozitiv, oamenii și-au întocmit aceste PFA-uri și, în consecință, suntem deja în al doilea an în care funcționăm sub această formă. A început fotbalul la nivel județean, odată cu el și mici, nu știu cum să le zic, fitile. Hai să le zicem fitile, pentru că nu au fost chiar scandaluri. Ceva probleme am semnalate deja în presă la meciul dintre Sportul Petrești și Viitorul Sentimbru, dar nu aș vrea să particularizăm, aș vrea la modul general să spunem că, din punctul meu de vedere, sunt și eu de câțiva ani în fotbal, nu mi se pare că arbitrii au un interes aparte sau anume. Așa e. Așa cum am și început, sau ideea pe care am introdus-o la începutul emisiunii, este un retur de campionat foarte echilibrat. Este inevitabil ca la marea majoritate a jocurilor să apară astfel de faze care suportă discuții. Cu tot subiectivismul, nu știu, care m-ar putea caracteriza, sunt ferm convins că niciun arbitru aparținător al Comisiei Județene Alba nu are niciun fel de interes sau alt fel de interese în altceva decât a arbitra corect, chiar dacă eu spun chestia asta și sub formă de glumă, e pleonazm din punctul meu de vedere, arbitru corect sau arbitraj corect. Chiar dacă este de mulți, mai ales din lumea fotbalului, este folosită această sintagmă, dar din punctul meu de vedere este un pleonasm. Ei, în funcție de pregătirea lor, în funcție de momentele pe care le au în timpul jocurilor, bineînțeles că și arbitrii sunt supuși greșelilor, nu mă ascund de acest lucru, nu vreau să intru exact pe un canal anume să spun la jocul X sau la jocul Y, dar bineînțeles că și arbitrii sunt supuși greșelilor, însă nu cred că sunt greșeli grave în așa fel încât să se ajungă până la, nu știu, schimbarea unui rezultat. Dau un exemplu. Da, auzim vicere de rezultat, ceea ce mi se pare puțin exagerat, cel puțin la nivelul Ligii a 4-a. Dar tot așa, în spirit de glumă, aș propune să aducem arbitrii străini, pentru că tu ai instaurat o metodă, l-ai adus pe Adrian Comănescu în sezonul precedent, o măsură aplaudată la vremea aceea. Da, ne-a sprijinit Adrian Comănescu, este coleg în lotul Ligii 1. Da, o măsură aplaudată, am și observat asta și din presă și din discuțiile pe care le-am avut cu anumiți membri afiliați. Am reușit, spun eu, chiar am reușit să-l aducem pe Adi să ne ajute la un joc cu încărcătură, un joc derby, la nivelul acela, la momentul acela mai exact. Și Orianu Sebe și cu Mureșul Vințu de jos. Da, un joc oarecum decisiv în economia câștigării titlului. Însă în momentul acesta sunt de părere că numărul, valoarea și echilibrul arbitrilor din județul Alba este suficient pentru menținerea delegărilor la nivelul județului, Liga 4-a, Liga 5-a. Un alt aspect pe care tu chiar poți să-l lămurești, am auzit din nou că mai mulți arbitri nu acordă aceeași atenție, importanță jocului, în special cei divizionari, pentru că se duc la Liga 2 și nu mai au, nu știu, chef să arbitreze la Liga 4. Și tu ești în aceeași măsură, cred că poți să ne explici exact acest lucru. Da, nu mă ascund de faptul că au fost reclamate sau am primit reclamații vis-a-vis de aceste aspecte, în special arbitrilor sau cu preponderență arbitrilor din lotul divizionar. Într-adevăr, am și remarcat câteva exemple de genul acesta. Este un aspect negativ.
Nu sunt aici să vorbesc doar de lucrurile pozitive și să spun că totul este roz, totul este numai miere și lapte, nu, și nu sunt genul acesta. Ne cunoaștem și părțile bune și părțile mai puțin bune. Este într-adevăr, poate nu numai prin prisma faptului că ajungi de la un nivel superior, în imediat la o distanță de timp foarte scurtă, la un nivel inferior. Ideea e în felul următor. Scade puțin nivelul de concentrare, în sensul că foarte mare concentrare se răsfiră la jocurile de la nivel superior. Mai intervine gradul de oboseală, nivelul de oboseală, mai intervine distanța și automat nu mai apare acea luciditate. Bineînțeles că, nemai fiind aceeași luciditate, apar anumite decizii interpretabile, pot spune, sau poate chiar greșite, și atunci automat poate fi catalogată acea prestație ca și, nu știu cum ai spus-o tu, vii de la un nivel superior și nu mai acorzi aceeași atenție jocurilor de la nivel inferior. Însă recunosc și de faptul că în anumite situații suntem oarecum obligați să facem un astfel de sacrificiu, pentru că apar jocuri importante, jocuri cu încărcătură, și atunci, bineînțeles că jocurile derby sau jocurile cu încărcătură trebuie gestionate de arbitrii cu experiență. E, în acest sens, preferăm să delegăm un arbitru care, știu eu, a avut joc sâmbătă și să-l delegăm și duminică la nivel de Liga 4 sau poate chiar Liga 5, în așa fel încât să încercăm, sau cel puțin din punctul nostru de vedere, să asigurăm integritatea competiției cu armele noastre cele mai bune. Da, se potrivește în acest caz și sintagma, să nu uităm de unde pleci, nu? Da, bineînțeles. De la acest nivel pleci totuși în arbitraj. Da, așa e. Și numele oarecum ți-l conturezi aici la nivelul județului unde activezi, în speță județul Alba, și e păcat pentru toată munca ta, atunci când nu reușești să te capacitezi, apar problemele și știu eu, participanții la joc, fie că sunt ei jucători oficiali și așa mai departe, pun o etichetă pe tine, și în momentul în care eu asta am simțit-o pe proprie piele și asta încerc să le spun și lor, în momentul în care tu, fiind la arbitrând la un nivel superior și făcând anumite greșeli la nivel inferior, lumea te cataloghează mult mai, ai o amprenta e mult mai accentuată decât așa, dacă este doar un arbitru, știu eu, la început de drum, se mai trec cu vederea anumite aspecte, însă în momentul în care apar greșeli, ca și arbitru, din lotul superior, au altă amprentă. 6 arbitri tineri divizionari, printre care e și tu, mai sunt centralii Andrei Naghi, Sergiu Popa și Mihai Domșa, precum asistenții Adrian Mărginean și Daniel Popa. Da. Cum ai catalogat acest număr? Raportându-ne cu, de asemenea, cu celelalte județe, este undeva pe la mijloc, numeric vorbind, cu un plus pentru loturile superioare, și mă refer aici în special Liga 1 și Liga 2, unde avem la Liga 2 doi arbitri, Andrei Nog și Popa Sergiu. Îl avem pe Adi Mărginean, care până de curând a făcut parte dintr-un lot de monitorizare pentru Liga 1. De asemenea, el a și arbitrat un număr destul de important la nivel de jocuri la nivel de Liga 1, și eu, unde în comparație cu alte județe sunt poate chiar situații când nu au niciun arbitru la Liga 2. Ca să nu vorbim mai departe, și inclusiv arbitrii asistenți sau poate chiar la Liga 1. Din punctul ăsta este un aspect pozitiv, însă un aspect negativ este faptul că la Liga 3 avem doar, după plecarea lui Vasi Rodina la CJA Cluj, avem doar un arbitru și un arbitru asistent. Parcă mă uit aici și când citesc numele, să zici că e sub comisia de la IOT. Da, într-adevăr,
Acolo a existat și și acum încă există o pepinieră destul de importantă. Sunt colegi care au reușit să facă pasul încă destul de devreme spre loturile superioare, s-au menținut și drept dovadă puterea exemplului funcționează. Adică prin prisma exemplului cei din jur, cei tineri văd că se poate și își doresc tot mai mulți. De asemenea, inclusiv la nivel de Liga 4, Liga 5 avem câteva exemple la subcomisia IUT care de asemenea își doresc foarte mult, se pregătesc, dar bineînțeles, nu numai la subcomisia IUT. De 3 ani în funcția de președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor Alba, că nu poți să te întreb de bilanț, că ai reușit și să crești numărul arbitrilor divizionari, pentru că nu erau așa de mulți, dar cum ai, ai pune o etichetă pe această perioadă? Perioada, din punctul meu de vedere, este o perioadă scurtă, datorită faptului că generațiile se schimbă aproape anual. Asta este unul la mână, doi la mână, munca cu anumiți arbitri asistenți tineri de perspectivă nu se poate, contura sau avea o finalitate mai repede de un an jumătate. Este foarte scurtă perioada. Eu consider că am reușit să gestionez lucrurile destul de bine, în sensul că împreună cu echipa CJ Alba am reușit și să fim într-o continuă colaborare și dialog cu președinții subcomisiilor, în așa fel încât să vedem activitatea din teritoriu, să vedem progresul lor. Asta este unul la mână, doi la mână am reușit să supraveghem, să mergem la jocuri, să vizionăm anumiți arbitri, prestațiilor, evoluțiile lor, bineînțeles să ne culegem informații atât prin prisma rapoartelor de joc, având discuții cu anumiți observatori. Spun eu că suntem pe drumul cel bun, am reușit și avem periodic întâlniri atât în timpul campionatului, cât și în pauzele competiționale. Avem întâlniri cu arbitrii, întâlniri care se bazează pe lucruri concrete, în sensul că avem ședințe lunare în timpul campionatului cu arbitrii, unde discutăm concret pe niște imagini video, imagini care sunt puse la dispoziție de către Comisia Centrală, sunt imagini bazate sau imagini care suportă foarte multe discuții și este, chiar am făcut, pot să divulg așa o situație pe care am creat-o la o parte din întâlnirile noastre, facem grupuri de muncă, le spunem noi, în care fiecare grup are de analizat câte o fază, venind toți cu argumente în favoarea unei decizii. Nu, în primă fază nu încercăm să le impunem anumite decizii, încercăm prin gestionarea acestor grupuri de muncă să vedem cum gândesc ei. După aceste situații, oarecum centralizăm aceste informații, aceste răspunsuri și în paralel cu deciziile Comisiei Centrale și deciziile UEFA, încercăm pe cât posibil să-i lămurim, să le stabilim modul de gândire cel corect, în așa fel încât atunci când o situație asemănătoare sau chiar situația respectivă se ivește pe terenul de joc, ei deja să fie pregătiți pentru ceea ce urmează. Toate aceste lucruri fac parte din strategia pe care ți-ai conturat-o la început de mandat? Da. Da, bineînțeles că ne-am făcut anumite strategii, un schelet, cum ar veni, al strategiei și în funcție de ce s-a ivit pe parcurs, am reușit să ne modelăm sau să ne adaptăm în funcție și, bineînțeles, și de ce ni s-a cerut de mai sus, din partea Comisiei Centrale, pe de o parte, pe de altă parte și a nevoilor raportate la nivelul județului Alba. Avem și
pregătim un lot de perspectivă, avem și antrenamente practice cu arbitrii și arbitrii asistenți, unde le putem dezvolta abilitățile transpuse ulterior pe terenul de joc. Selecție mai există la nivel de județ? Vă deschideți porțile. Poate sunt ascultători care doresc să devină arbitri. Bineînțeles. Bineînțeles, la fiecare început de tur și retur este o perioadă premergătoare campionatului, perioadă în care încercăm să ne deplasăm, știu eu, la echipele de juniori, la școli, la universitate, la terenuri sintetice. Avem un fel de mini-campanie, putem să spunem, și în spațiul virtual de socializare, mai bine spus, pentru că am văzut că acolo prinde destul de bine afișe și încercăm pe cât posibil și prin simpla convingere a unor persoane, fiecare arbitru să convingă mai departe o altă persoană. Eu personal așa am ajuns la arbitraj, ca să fac o mică paranteză. Da, și ai ceva timp de când ești un fenomen. Da, chiar discutam acum câteva zile cu o persoană apropiată de când sunt eu arbitru și sunt din 2004. 14 ani. Da. Să faci buletinul ăla, cum se zice. Da, l-am făcut sau urmează să-l fac pe 23 martie. Pe 23 martie împlinesc 14 ani. Deci, în etapa aceea o să petreacă arbitrul Alexandru Vodă. Da. Nu știu, ne apropiem de finalul emisiunii și te-aș mai întreba acum cum te pregătești pentru un joc de Liga 1. Pregătirea este una continuă, atât fizică cât și teoretică, însă din momentul aflării delegării, pentru că delegarea o primim cu câteva zile înaintea jocului, urmează un regim mai special de pregătire, în sensul că trebuie luat în calcul, bineînțeles, distanța pe care trebuie să o parcurgi, importanța jocului, odihna, care este foarte importantă, și atunci toate lucrurile sau activitatea mea zilnică oarecum se centralizează, se focusează pe acest joc și încerc să-mi adun toată energia în așa fel încât la ora jocului să fiu 100% așa, să folosesc niște termeni fotbalistici. Bine, de aici cred că intră și inventarierea echipamentului și toate. Da, bineînțeles, există o discuție preliminară cu membrii brigăzii, în special cu arbitru, în care stabilim modul de deplasare, locul de cazare, echipamentul pe care îl folosim, așa cum ai spus și tu, și atunci automat intervine, bine, chestiile astea sunt, sunt individuale, intervin aspecte vis-a-vis de încălțămintea pe care o folosești, culorile pe care le putem folosi la jocul respectiv, încălzire, modul cum ne deplasăm la jocuri, vestimentația pe care o purtăm. Sunt destul de multe aspecte, dar aflând delegarea din timp, reușesc în așa fel încât să mă organizez ca să le acopăr pe toate. Care este mesajul președintele Comisiei Județene Arbitrilor Alba, Alexandru Vod, acum la final de emisiune, pentru membrii afiliați, pentru echipe, pentru iubitorii sportului rege din județ? În primul și în primul rând, mă bucur că fac parte din fenomen. În al doilea rând, doresc să le transmit membrilor afiliați că arbitrajul, inclusiv Comisia Județeană Arbitrilor, sunt parteneri la această competiție. Este o parte integrantă în fenomen. Îi asigur de orice modalitate sau orice manieră de a arbitra. Este în favoarea fenomenului, în favoarea fotbalului, în favoarea protejării jucătorilor și a integrității acestora. Și bineînțeles că
ne asumăm orice situație apărută pe parcursul jocurilor, mai dorim să-i asigurăm de faptul că avem un lot de arbitri și arbitri asistenți foarte tineri, arbitri și arbitri asistenți care își doresc foarte mult să performeze în această activitate, să aibă rezultate cât mai bune și să încercăm pe cât posibil să existe un respect reciproc atât în terenul de joc cât și în afara lui, pentru că noi, ca și Comisie Județeană Arbitrilor Alba, suntem deschiși la dialog, suntem deschiși la procesul acesta pozitiv de creștere împreună și nu dorim decât ca fotbalul din județul Alba să prospere, să meargă spre o pantă ascendentă. Bun, îți mulțumesc foarte mult și nu pot decât să vă urez sănătate ție și colegilor tăi și să nu aveți evenimente neplăcute în competițiile care urmează. Doamne ajută, mulțumesc mult pentru invitație și de asemenea doresc să împing cu ghilimele de rigoare fiecare tânăr spre această activitate, fie că ea de arbitru în special, că despre asta acesta este subiectul emisiunii, cât și a îmbrățișa fenomenul fotbalistic spre sport în general, pentru că, așa cum ai spus și tu, înseamnă sănătate. Mulțumesc mult pentru invitație. Da, a fost Alexandru Vodă, președintele Comisiei Județene Arbitrilor Alba, arbitru asistent de Liga 1, căruia îi mulțumesc încă o dată că a acceptat invitația. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Eu sunt Tudor Stan și bineînțeles, vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Unire FM. Toate bune! Dacă simți că ai fost aruncat într-o lume scăldată de întrebări ce nu-și găsesc răspuns, dacă simți că lucrurile au început să meargă prost și ai căutat ceva sau pe cineva pe care să arunci vina, pune punct și ia-o de la capăt. Tot mai multe voci spun că e nevoie de schimbare. În învățământ, sănătate, politică, turism, despre speranțele românilor vorbim la Unirea FM. În fiecare zi de luni, după știrile orei 12, ascultați declarații în exclusivitate, dezbateri incitante la emisiunea Punct și de la capăt.